Din anul 2011, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență s-a alăturat inițiativei desfășurate la nivel european și a declarat fiecare zi de marți, 13, ca fiind ziua informării preventive. Aceasta are ca obiectiv conștientizarea cetățenilor asupra pericolelor la care se pot expune în cazul nerespectării măsurilor și regulilor de comportare specifice tipurilor de risc generatoare de situații de urgență. În acest context, astăzi, pompierii olteni au organizat puncte de informare preventivă a populației în zone cu aflux de persoane din municipiul Slatina. În cadrul punctelor de informare preventivă, specialiștii Inspecției de Prevenire și cei ai Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților au oferit pliante și informații referitoare la prevenirea situațiilor de urgență și la modul de comportare pe timpul producerii situațiilor de urgență, au transmis reprezentanții ISU Olt printr-un comunicat de presă. De asemenea, la sediul ISU Olt, dar și în cadrul subunităților, a fost organizată ziua porților deschise, oferind posibilitatea celor dornici să vadă autospecialele, tehnica de intervenție și să cunoască specificul misiunilor pompierilor olteni.